Valera Atcat, Vlad da. comediant. Depinde la și glumi râzi, eu o să-ți spun ce și fel de om Tu încerci să explici că asta e un personaj și hai, lasă hai, cum în gonul Valera. Câteva hectare de pleduri. Faptul că lumea, cât de cât mă cunoaște, pe mine nu mă încălzăște. E plăcut pur pentru ego-ul meu, pentru personalitatea mea, știi? Dacă o el, da, da. Eu, miel, asta e clar, tot asta e vo. Ceva de mâncare ești căsătorit, ai doi copii. Trebuie mama copilului să fie fericită și din când în când odihnită și mulțumită. Clar că nu ai la femeia ta care are 30 ani, cam prima zi. Este și normal și nu trebuie să ne amăjim, știi? Și s-a schimbat -o în viața ta de când au apărut copiii? <laughs> Dar fă tu un copil și când ai să-l faci. Fă-l asta... pentru tine. Da, da, asta e cum că... Hai, fă tu să trăiești tu obosită și nedornit. Când ești mare, vrei să ai clubul tău de comedie. Aici, în Chișinău. Eu vreau să vină să uit la stand-up și apoi și să bea bere. Nu invers. Partener general OTP Bank Vlad Sliusarenko Valera Atcat <laughs> și tu. <laughs> și mai, mai sunt mai mulți, da? Sunt o gramadă, nici nu eu nu știu câți. Noroc și binevenit. Mulțumesc pentru invitație. eu, eu tare de mult găsit. te, te pândesc, mă uit la și faci pe YouTube și drept n-am ajuns la spectacole, la concerte pe bune, dar măcar pe YouTube am apucat să văd ce și faci și ne se pare o chestie superbă și să-ți fac un compliment de la început. Să fii atât de liber în fața camerei și să zici chestii simple, dar cu mesaj și totodată să ții copilul în braț în timpul ăsta, mie îmi se pare că asta e vâșuipilataj. Mie îmi se pare că e foarte greu. Înseamnă, asta înseamnă că tu faci asta, pur și simplu tu le faci, e că așa, curg din tine cu copilul în braț, la volan, oriunde, ții-ți curg cuvintele și mesajele. Da, știu, despre video și altcărui copilul în braț, eu zic, dacă n-ați făcut amuia, dar eu m-am pucat să filmez când el încă dormi. <laughs> Și zic că am muie, dacă nu filmez am muie, eu nu mai filmez. Și când el se trezește, și eu le-am dat cum am pornit, am pus camera, am pus tot, zic că să filmez. Și el a stat tare cu mințel, zic că na. Și el aia în gol, în coașă, dar... Până la urmă sau... Uf. Pe mine, dacă mă pui cu copilul în braț să fac ceva, eu mă agit și mai tare. Oric mamă, știi că mamele sunt mai... Bine, eu am prins ideea. Eu am prins ideea că mulți se uită la mine nu numai pentru copii și respectiv îl mai iau în braț. vei vă uita, 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 la dânsul, mai vedeți cum crește copii. Așa le-așa mai mințel, tu ai și da, fetiță mai mare. am și fată mai mare. Hai să începem mai de la început. Tu ești umorist, comediant, cum se prezint? Actor, comediant, umorist. Da, cât ca... stand upper uh, Comediant îmi place mai tare. Comediant. Da. da comediant. Vlad Sliusarenko, comediant. Da. Dar tu, de fapt, și facultate ai făcut? Am făcut, da să spun, facultatea pe de deplin cu Hai, facultate, cred da. da. Inginerie și management în construcție de mașini. <laughs> Wow. Ok, asta e o denumire care nu spune nimic, dar specialitate design industrial. Eu am făcut design industrial la Universitatea Tehnică. Mm -hmm. Nimic de afaceri cu comedie și în general. Dar ai făcut vreodată în domeniul ăsta? Ai lucrat vreodată în domeniul ăsta? nu știu dacă spate dumit lucru, m mai făcut la TVC, am mai participat la școală, m mai făcut cum mai scriem Nu, nu, scris nu. Scris. ziceam dacă A, de în inginerie da. ai făcut. Da, eu după facultate am lucrat pe specialitate vreo 4 ani, 5, da, am făcut design industrial, făceam 3D, printam, 3D printere, aveam, noi eram tare citcoși bite, aveam un investor, aveam un șef norvegian și noi eram, făceam product de development. În corporații, cum ar fi? Era da, la birou un da, 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 în fiecare da, eram zi, Da, eram la birou, făceam design, schițam, desenam, tot facem și facem la facultate. De când ți-o dat în cap să te pui comedie? Mi-a dat prin cap uh, când s-a început febra asta cu stand-up-ul la români și la ruși. Nu, cum e, de mult era, da. A început așa mai, da, mai drastic, mai uh, să evolueze. <coughs> și bine unii prin cap niște măgării, niște drăcării. Și zic că ei, da, nu mai este asta stand-up, hai să stai așa. Păi, mă mai întorșem, știi, iară. Băi, pare că ceva acolo. Nu știu. Yes. Da, da, da. Și e ca 11, 11 mai. În mai se fac 3 ani. 11 mai, eu m 2019, eu m-am zis prima dată pe scenă și am luat microfonul în mână. Pe 11 mai noi trebuie 11. să ne întâlnim și să facem, un să ceocnim o pahară de vin. Da. Dar știi de deci, ce? Pe 11 mai a fost lansat primul meu episod de podcast. Serios? <laughs> 11 mai am trecut. Bine, hmm. tu de-am 3 Ai, ani, dar da, eu fac da. un an. Oricum, 11 mai, ăsta e... Uite da, și da. avem un lucru comun. Uh, mai avem un lucru comun, tu tot faci podcast. Asta s-a permit un fel de, cum zic rușii, balavstvo, știi, adică, din joacă așa, hai, eu aveam, mi-am făcut Patreon. Și acolo s-a adunat niște bănuți și zic, băi, n-am să-i chiar așa, știi? Și zic că am cumpărat, ba, un zoom, ba, un microfon, pe urmă încă un microfon. Și mi-era mie interesant, nu ca și fi eu vrut să fac podcast, dar să încep să vorbesc ceva, de exemplu, mai mult. Cu oamenii. Mai, da, cu oamenii care eu îi cunosc, n-aș putea să vorbesc încă deocamdată cu cineva care nu cunosc. Asta trebuie, trebuie să știu. Mai lucrează adică. la Da, da, da. Uh, dar mi-era interesant cum a fost mai mult educativ pentru mine. As, pot eu să țin un discurs, de exemplu, să vorbesc cu un om un ceas de vreme și după asta să-l pun și să nu mă sunt cringe, știi? Adică, uitându-mă la mine. Uh, pe locuri am cum, dacă mă uit... Mi uh... se că el e foarte tru. interesant că tu acolo ești Vlad... Dar Valerat Cate e cu totul alt uh, om, uh, da. alt om, alt personaj, da, efectiv da, da. oameni diferiți. Acest Valera uh, e mult mai sigur pe dânsul, el e tare cunoscut, el știe tot. El -e și ei și eu care nu pot fi un, în realitate. <gătări> niciodată, cred că. El e, da, el e disa care Nu am fost niciodată așa. Da? pe alocuri, adică da, dar eu nu sunt tipul ăsta care, da, deja am luat, am pus în gol, eu mă învârtesc, eu am să reșesc. de stand-up, trei ani de Valera Tcat? Nu, valerat cat a apărut când și pe pandemie. ca... Stai acasă și să faci, da, faci Numai, Valera. Exact, așa și să primit, că eu mi trebuie să iasă cumva tot asta, știi? Spectacolul să nu avem, nu avem show-uri, că erau cât patru luni, noi n-am avut mic, știi, era interzis. Mm -hmm. Și eu să am că m-am dus acasă la părinți și s-a început așa să vină niște. Și că mi să le scriu că și, -și. Și am ieșit și în -am, am filmat, știi? Să nu mă vad nimeni. Am zis cum am îngri, așa, selfie, băd. nu? Să nu da. nimeni, da. <laughs> be, și be. și așa tot într-o glumă am pus pe internet și... La care a fost primul? Asta cu, asta cu grăunțele, cu, cu marocul. <laughs> Totuși, cei, cei care acum e cei mai prospișoare e cu pledul și cu sarea. Da, cu pledul și, și cu sarea. Știi că eu chiar m-am regăsit. Dacă mă duc acasă la țară, la mama, eu chiar fac câteva hectare de pleduri nu, Asta și ideea, că oamenii și în stand-up, ca și în monologul lui cu uh, hai să spunem, nu știu dacă e succesul ăsta, dar în sensul că uh, prindi când oamenii se regăsesc, în, în stand-up, și spun chiar și în, în, și în filmulețele cu Valera, el că el când îi zice da, ui, nu e ca show, a fost la mine, pe care să... la așa mine, găsești, dar precizia la mine este așa. Precis, am și și de eu ce vine an. și zâmbetul ăsta, pentru că el înțelege că pledul și el are o grămadă. Și, într-adevăr, dacă vine un vecin, acum mai răruț, dar când eram noi mitei și vinem neamurile de la oraș, unde cu cam? Pe un pled. Corect. care e pledul noapte. lui preferat, de exemplu, nu-mi plășeau ăștia care zgârii fața, știi, nu-mi plășeau mai mult La unul i plășeau și el cu pătrățele, unul sunt care au, știi, în margine au de astea, de astea, știi? cu sarea. Da, sarea. Sarea, cum dar sarea, dacă o stai și o gândești așa bine, eu, eu m-am gândit. O, o lecă le drept. Și, și azi azi aici că... nu e vorba numai de sare și de ouă, dar adică atitudinea oamenilor în stări de criză, în stări de pericol, știi, cumva oamenii sunt așa un pic mai egoiști. Pe care a fost cel mai puternic din punctul tău de vedere a, a compliment la adresa ta, anume la Valerat Cat? Uh, complimente am avut tare multe, numim, în privința lui Valerat Cat. Uh, cam ele se repetă că e, e pur... Uh, autentic. Da, e autentic și e despre noi și băi, uite, ai dreptate și le spui într-o formă mai deosebită, adică cam toți la asta se rezumă, știi? Da, e invers. Cel mai rău? Da. Compliment nu compliment, asta e critic. Da, da, da Cei okay. mai strașnic critic, care țin te făcut să... Mm. Parcă așa îți pare că ești mai sensibil. Îți pare că te, m deranjează, te... te supără. mă temeam, de nu de compliment, hai să spunem, de observațiile este că, nu știu, ai grijă să nu ajungi ca dânsul, știi, sau... <gasps> cum spun? Eu n-am vrut niciodată să fiu tipul ăsta. Nu neapărat că asta e rău sau ceva ca la, la noi în Moldova cam așa fel de oameni reușesc în viață, hai să spunem, dacă e corect să spun, știi. Depinde și înseamnă și reușit. Da, e ca asta, depinde și înseamnă reușit. Dar asta a fost, că băi, ai grijă să nu ajungi ca dânsul, plus mai este o chestie când oamenii cred că tu ești așa în realitate și mă întâlnesc pe mine și eu nu sunt așa deloc, știi? nu trebuie să la podcasturile da, ca și, în plus, și în plus, da, și este momentul ăsta când tu încerci să explici că asta e un personaj. Și da, hai, lasă cum am gonul, valera, oh, noroc, valera. No, eu, nu, asta nu mă supără, eu îmi dau seama că asta e un fel de clișeu, deja un fel de ștampilă pusă, ok, dar nu am avut așa momente care să, nu știu, să mă umbrească valera, sau să nu pot eu să ies din, de sub influența lui. Hai să-i faci facem portretul valerat, Atcat. Aia e un El, în tip de super, nu știu, super iar încrezut. Da. da. El, Dimititel. El, el da. Vindea chetre, nu știu cui, la el le vindea, făcea, el trât. Au avut și traume în da, de tăie la moașă. Da. Nu știu, nu a fost iubit, dimitite, el, poate. Nu a fost prețuit și el mai el vrea să demonstreze la tăți, că el poate. Că... A, dar a făcut multe, a făcut multe chestii într o El poate jigni. Uh, da, da. Dar Foarte. după asta nu e el jinovat. Băieți, vocalul, nu e eu și cu voi, nu? Asta e... Știi ce interesant e că tu nu ai făcut actorie, tu n ai făcut dramaturgie. Când faci dramaturgie la facultate, eu am făcut o lecțică, în sensul că am făcut storytelling. Și acolo, anume asta și și faci tu, acolo se învață. Dar tu ai făcut așa, cumva intuitiv. Se învață că atunci când faci un personaj, tu, tu îl scoți pe dâns fix în segmentul ăsta. La 28 de ani cam mare Valera, da? Un 30. El e căsătorit, nu e căsătorit. Dar tu când pregătești personajul, tu trebuie să-ți tu trebuie să știi cum el a trăit, cum a crescut, ce a fost, cum a fost părința lui, cum era amintirea, l mâncat sau nu bătaie, t -t 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 -t. adică tu cumva trebuie să știi viața lui ca să poți ca actor, să joci rolul acestui segment din viața acestui personaj. Știi? Și tu cumva ai făcut intuitiv, nu ai stat să citești cărți de teorie. Dar asta e dilema mea în privința la actorii. Asta, da, bineînțeles că se învață unele chestii, dar ele, la actorii, dar ele se învață cum ar veni, cum se numește procediul ăsta. Dar eu pot să-l fac, nici știind cum se cheamă da, asta, Da, De tu exemplu, faci intuitiv. Da, și atunci întrebarea mea la actorii este că bă, asta totuși se învață sau asta, cu asta te naști și poți să-l dezvolți singur, știi? Și e ca aici, știi? Care spune că actorii trebuie să înveți, care zic că principalul să prânească și nu contează dacă ai învățat sau nu. Cred că este dreptate și acolo și acolo. Dar vorbeam cu cineva și îi spuneam, băi, uite, așa îmi pare rău că n am făcut actorii, știi? Și el zice că nu trebuie să-ți rău că poate nu era așa dacă făceai actorii, știi? Partener general OTP Bank. Tu ai postat pe 8 martie primăvara asta o fotografie cu un desen cu o mamă care ține o vioară cumva prin, ținând și un copil. Și ai spus la un moment dat că ai stat câteva săptămâni acasă cu copiii și era un cu febră, ți era greu și cumva ai zis de seara să-i faci în lui mama un monument dar din și, din găsim prin casă, pentru că e tățanie ăștia cu voi, eu am stat doar două mm -hmm. săptămâni și nu a fost greu. Adică până acum îți părea așa, dar ai venit vreodată acasă zici, ei n-ai făcut nici tot ziua. Niciodată. Pentru că nu ești valerat, cat. El că... ar zice, leac. A, poate, putem să, da, poate să-l mănânci într-un loc, da. <laughs> a, eu doar întreb dacă este ceva de mâncare, dacă nu, eu găsesc, prăjesc niște pâine cu ou, wow, ceva, adică niciodată. De unde dau seama și asta? Și chiar când ai un copil în brață, nu, nu, poți face nimic, știi? Numai decât să ai grijă, să șipi tot schimbat, mâncat, dormit copilul, știi? Că restul nu contează nimic pe bun, știi? Dar, în general, lucrurile trebuie făcut împreună, eu cred. Că. Pentru că când faci împreună, ții în egală măsură, știi, la ce ai făcut. Fie același business, copii, n are importanță. Și ești mâncare sau, știi, adică mâncați amândoi, amândoi ați făcut, amândoi Butați-vă și, și ați făcut. Luați <laughs> da, responsabilitatea da, da, pentru da. asta. Ești căsătorit, ai doi copii. ce ai învățat în, din perioada căsătoriei? Schimbă ceva după știință, sau nu? Da, de sigur că. ce ai învățat și schimbă. Dar trebuie făcut la timpul lui. Iată. Și, iarăși, și invers. Nu grăbim, nu anticipăm lucrurile. Problemele se rezolvă în momentul apariției, când apar. Nu nu aiurim nu Nu stăm cu drobul de sare da, 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 cam ușa schiși și o să stăm. Vă apărut probleme, dar să rezolvăm. Hop, nu... Și îți place cel mai mult la soția la Adriana? Uh, e în de să, să știu eu. Niciodată nu ți-a zis, băi, ai las tot variantele astea tăi da, e super, mor de râs, știi? Eu nu știu dacă asta am, am când cred că nu m-am dar a fost o sau nu, știi? Îmi place când dă voie să fiu eu care vreau eu și în tot timpul m încurajat și așa nebun bun copil la cap cum sunt, e ca așa e șans. Adică pentru mine era important ca ei să aprecieze semțul meu al umorului, ca ei să-l, nici nu vorba de apreciat, dar să-l accepte, știi? Și să avem, avem momente când noi chiar ne pricălim unul de altul, știi, ne luăm peste picioare, știi, și ea să râde și eu mă râd și ne gine. E că atunci ne împare gine, eu, eu m-am măsurat cu cine trebuie. Știi. Și s-a schimbat în viața ta de când au apărut copiii? <laughs> nu, în primul rând cu somnul, e bida, e greu. Dar asta, și asta, asta afectează tot, știi, și regimul de viață, și, nu știu, partea asta... Controlul cree... emoții. Controlul emoții, partea asta creativă, știi, și în general. Eu cred că nu știu dacă e drept că dacă mă naști mai mult, trăiești mai mult, sau ceva era o vorbă de asta, că deși înainte nașteau câte 12 copii și îmi trăiau femeile până... Băi, cu copii, te ușit, te distrug, înțelegi, tu riduri pe fața, ai nervi și departe. Asta e, știi? Nisom. som. Ne som, oboseala de asta cronică. Strângeri de dinți. Da, pe urmă, și asta e sunt numai mă dar după, dacă înceapă abia 7-8 ani încolo, ei, 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 Eu nici nu vreau să mă gândesc și mă așteaptă. Stăm, de exemplu, cu soția pe bun, stăteam la un moment dat și când el plângea și astea, și noi eram la modul, băi, dar noi tare am vrut și a doilea, eu și a fost în capul nostru, știi, când, <laughs> adică noi chiar cât și -aș așa și la mine da, dar cum așa noi am hotărât să-l și pe doilea? Și adică noi am uitat că noi atunci am vrut în un copil și noi am mult știi, cu unul care niorle și plânge muș și așa el altul nu poate dormi și noi, dar noi precis am vrut asta. asta clar că asta e pe acutizare pe moment, știi? Da, când normal, de, evident. te da. de ghin, știi? Nu-mi place nie asta când știi, oh, copii, sunt florile mele. Da, dar... E greu. E greu, știi? Și adică când e greu, trebuie să spui că e greu și să te, nu știu, să reviești emoțiile și să spui așa cum ești, să spui pe nume, că e... Dacă nu e bine, e tot bine, știi? Și s-a schimbat asta, în primul rând, cu somnul. Pe urmă, pe urmă și evident că a apărut sensul în viață, da? Ai pentru și Da, da. nu mi-a apărut când s-au născut copiii tăi? Imagine în cap, cum e în chedică, și chică, și cu ochiul a, da, da, în Într-o da, da. Asta sunt eu cu estea în tătă știi cum, da, cum. Și apoi începea ascunde lucruri prin casă, că să Și chiar eu vizualizez, știi, cum e, intră și e știi. Apropo, am văzut bucățica și de stand-up în care tu ziceai că soția nu a răspuns la telefon și tu ziceam ce da, o sun pe mama, el nu răspunde, sun pe tata, tata nu răspunde, e clar, el e cu ciugul pe chept, sora nu răspunde, e abonatul nu e disponibil în beș, nu prinde sau în fântână, știi, da, da, în adică, la organe, adică srazul, știi? Deodată, Deodată... Asta, e panic. A panic sau e precauții? Eu cred că de-am la un moment nu le mai de -o, deosebi, ești Precauția asta când tu ești... <laughs> super atent, da, super atent ceva se întâmplă. Știu? Dar, știi, la noi în Moldova, Astea sunt este astea pe moment. Dar nu, eu nu mă gândesc la frișile astea care când ia să sibă mare și să nu ne merească prin companii rele. Astea deam frici la care eu, eu nu vreau să-mi pun să mă gândesc. Asta e... Da, hai de este cu gânduri. Uu, nu vreau să mă gândesc la asta, știi? În sara, sara, eu când mă culc, vine am oia, cam preocupat cap cu altceva, dar de obicei e ca eu mă cu cam sara și mă gândim. Îmi nu știu, și scenarii de este urâti în cap, e ca cum ceva se întâmplă cu copiii sau cu mine sau cu mama copiilor, știi? Ce făcut? Adică, ai făcut? Adică te-ai dat la vreun specialist, nu, nu. psiholog, ai dat -a am mă cu ceam prea mult. Mai spravesc singur, dat. Patetica să suni următoarea întrebare, dar știu învățat ei pe tine. Dar nu m-am mai învățat nică, nu pot să mai învăță nici. <laughs> <laughs> nu, să te de exemplu, să te descoperi pe tine, să înțelegi că de fapt, ești mult mai, uh, poate să controlezi emoțiile mai mult decât te crezut tu că poți să le controlezi. Da. Adică să-ți descoperi prin trânsă, știi? Că să zici că apar copii și totodată să trezești copilul tău interior. Da, acolo am luăm înțeleg. pe carte, uh, după carte. înțeleg. Și prima întrebare că eu mă pun... Adică am locul. fost și eu copil, da. Am fost și eu copil. Și cam îmi o seama și în capul lor, știi? Și... Nu zic, mi-e crap și ia, răbdarea și nu știu, mai strig la dâns și da, mai apuc de urechi nu dacă e drept sau nu. Eu, eu, cred, eu, eu că eu să fiu un tată exemplar, hai să spunem așa, da I guess nu. Să mai schimbă. Da, să mai schimbă, plus că ești tânăr, ai alte gânduri în cap, te nervezi, știi, Dar eu am zis că educația o să fie în felul următor, eu doar să încerc să trăiesc eu cât mai corect, din punctul meu de vedere, și respectiv el o să-mi urmeze exemplu. Cam asta văd eu educația, adică nu văd asta cu, ei, să faci așa, să faci așa. asta sunt niște chestii care sfaturi. da, trebuie să le înveți la școală, trebuie eu să înveți asta în cercurile lor de prieteni și așa mai departe. Dar eu trebuie să fiu un exemplu pentru dâns și asta și o să fie educația. Și de faină treabă, dar știi, și de eu de ei și o chestie care... Dacă eu o să fiu bine, starea mea, copilul meu... Normal ca să crească și el da, sănătos adică mental, știi? Trebuie să-l iei, să-l pupi, să-l te joci cu dânsul. Și Pentru că tu ești în stare bună, că da. atunci când ai vreo doamne ferește depresie, angoasă, anxietate, ori și stare nebunașcă, s ai avut și tăți avem. Da, dar cumva când ești, e ca ești anxios și supărat și mai departe, când nu ai copii, știi, cumva nu ai cu ce te ocupa și într-un fel gândul tău e plin, de e ca să acutizează bolile psihologică, psihologice când ești singur, știi? Dar când ești via acasă, chiar dacă ceva mai fost ziua proastă sau ceva, via acasă și fă, tăticu, știi? știi și gata. Adică, da, uiți, adică cu chiți, țin pe pământ. Tată, tu nu o întrebești așa, așa, tu cumva ești singur, ești predispus să te joci cu dâns și ei vin, să aleargă, să râd, tu intri în casă și el, și, și să râde. Ui, ui, gata, și... n cum să nu răspunzi da da, da, da. Și asta se întâmplă Nu că eu o fac, știi cum, că trebuie știi, sau ceva, Dar pe mine tot asta mă amuză Și gata, sustier Î, înapoi, știi? și știam. Hai subiectul ăsta s-a rotunjim mm. spunând, e ca tu care crezi că sunt cele mai importante lucruri într-o familie, într-un cuplu, într-o familie cu copii deja. Tu ai spus cumva la început că te bucur că ei te înțelegi, respectiv, comunicat. comunicați, tăți la vorbă, dar nou nu trebuie. Deci, comunicarea cumva. Da, comunicarea în asta e asta. asta e la bază. Comunicarea la bază. A doua, dacă să vorbim de chestii concrete, eu cred că trebuie mama copilului să fie fericită și din când în când odihnită și mulțumită. Știi. Și asta atunci ai gine și pentru mine și asta se transmite la toți, știi? Dacă mama e nervoasă și e faci mâncare sau trântește lingura și... Adică iubit soția ta în cazul dat. Da, adică, da, da, știu? da, adică vorbim, da. Atunci ea trebuie să fie, e trebuie să fie ok, știi? Adică în limita cât, cât, e, cât, e posibil, știi? Da, dacă e nervoasă, e și, să te... Da. Să și pe copii. Da, e nervoasă, e și trebuie să fie dragoste, nu știu, adică eu mă întreb câteodată, băi, ghinic eu îl pupă asta, că el e băiet, știi? Și, adică, prima ne-am pus întrebare, că la mine dacă a fost prima fată, eu fără întrebări, eu pupam că e fată, știi cum, și e copil, <laughs> da. dar amând dacă îl mai pup din când în când, dar este băiat, știi, și mă gândesc, băi, oare e ok, știi, că eu n-am avut până acum, eu n-am avut băiat, eu nu știu cum, știi, nu știu ce a să crească el dacă să-l pupă atâta, știi, da, nu -s că -s lumea că e tot ok, până el nu se zice, da, tu dă-mi pace! <laughs> până atunci poți să-l pupi. până el nu se zice și... Mai ai o leagă până uzbagozi. atunci. Da. Până la vreo 12-13 ani, dar până atunci. Acum era într-un show, într-un show ăsta, un comic rus, povestea că eu am mult al pup cât pot, că pe urmă n-ai să ai nici nici aprochește pe urmă îți zici de că, <tipă> că... cum să pupi asta e ca cum să l drăgostești atunci așa mă nici pot... nu vrei da Put... eu îmi scot tăta mă i-am uci pu pupă în și înțelegi -ai că pe urmă de am tu să dar nu, vezi că ideea e că eu fiu și eu o mamă la rândul meu, nu-l pup pentru că așa trebuie să ca să crească, sau... dar pur și simplu vin să ieși, să da, vine că așa <that> îl faci ei fața și elu, și o pui așa pe tine în gură, să tot într-un timp, așa să faci. Tată iubitor. Deci mama trebuie să fie, în primul rând, ea un pic mai fericită, un pic mai liniștită, un pic mai odihnită cât poate. Asta e un secret al unei familii, da, pentru un că dacă de, pornești, dacă, de acolo spornești. de acolo spornești. Eu n-am auzit până acum sfatul este de la nimeni. Da, asta e important. Mama să fie cât mai, iarăși, în limita posibilităților, cât mai odihnită, mai... Mai ieșită la o cafea. Mai ieșită la o cafea, da. da. Mai distrată, mai lăsată în pași, hai să spunem, da. Și atunci tot e ghine. Atunci apare și, nu știu, dispoziție, atunci îi apare, știi, și mai are și alte gânduri, mai vine cu niște, nu știu, e alt om, alt om. Tu ești romantic? Uh, I guess am fost, cred că... Agata nu mai Bă, este? Știi acum... că să zici, după câțiva ani de de-am dispare strălușirea asta din noi. Rom ro romantismul ăsta el un pic e altă formă, doar că cred, știi? Adică, dacă până mu, romantismul ăsta era în hei, hai seara să bem nu știu, niște lumânări, hai să punem, să bem un pahar de vin, știi? Mă atac, dă să ne ascundem, să mâncăm niște piroșni, știi? Să nu ne vadă copchici, știi? Adică... <laughs> Înțelegi? Da. Ascuns. Da, da, eu dacă copilul e mănânc ceva bun, eu îl întorc cu schinare ca e să nu vadă, știi? Adică nu e tot, știi? E adică asta se transformă. Dar da, adică dacă se așa, cred că sunt sufiri romantic. Romantic. <laughs> romantic. E adevărat că dispare ea după câțiva ani dragostea asta? Pentru că am auzit de exemplu, există și când și da, să zic și dragostea durează, nu știu, trei ani sau așa. Vreau să completez aici ca să înțelegi despre la ce mă refer. Și din experiența mea, eu consider că da, ea se mai stinge, dar poți să o aprinzi. Și e... E, e în, datoria noastră și în puterea, asta nu datorie, e în puterea noastră să o reaprindem sau să căutăm un alt partener sau un parteneră. Ră. Răspunsul la întrebarea asta, cred că nu o să deosebească de celălalt, pentru că, într-adevăr, sunt niște lucruri care... E cum, asta e un subiect de-am așa de... Larg. Da, larg și așa de bătătorit și așa mai departe. Dispare sau nu dispare. E clar că e, e, iarăși cum am spus, e altă formă și e și pur vorba de, nu știu, e, clar că nu ai stius la femeia ta care are 30 de ani, cam prima zi. Este și normal și nu trebuie să ne amăjim, știi? Dar este pe plan alte lucruri, știi, care sunt mult mai importante, știi? Noi am făcut, zicem, dragosti când am avut 25 de ani, știi, 30 de ani. Iarăși am spus, te-ai făcut la timpul lui, știi? Ai stai pe urma asta, fuz, nu fus, vremea poli trece, știi? Știu. Da. Asta a spus -o chiar unul din profesorii de la facultate la mine, Druc, da. la film. Adică noi am făcut asta. Eu n-am stai asta ceva ca să știi. Bun. <laughs> Dacă crezi că să uiți mama ta, spune la minutul ăsta să nu se uite. <laughs> Bun, mama nu ciuta. <laughs> Te-ai făcut tot la timpul lui. Noi am făcut tot. Eu ne aduc aminte. Tot a fost ciot ca în privința asta. Și am mai alt tap de crescut copii. Adică nu fost gine atunci, a fost ghine atunci, dar să și ghină și amu. Da. Respectiv, noi azi vine vremea când crește, creștem nepoți. Știi? Ați ne odihnim pe urmă, când o să mai crească ei. Adică despre asta merge vorba. Nu trebuie să uiți ce -a și a fost cândva. Vezi că eu te-am provocat aici pentru că există chestia asta că nu trebuie să stai împreună dacă numai pentru copii, știi? Mie ne se pare că noi avem niște creier pe umeri, știi? știi, un kilogram și o leacă de creier. Și noi putem să reaprindem, noi putem să comunicăm. Da, e posibil că femeia sau bărbatul în cap, în cuplu, o lecță greșit cu ceva, o lecță să s au răstit la tine, o leacă ori străgat, poate nu știu ce a făcut. Poate, a făcut, poate nu ți-a pregătit un borș super cald și nici foarte gustos. Aici anghelii mele iau. Adică poate te-o supără cu ceva, dar asta nu înseamnă că tăiem tăt, și gata, ne ducem de relația asta și începe. E posibil de reparat. Ok, mai ales că voi ați pornit o cândva că erați cu răței. Da, pe mine mă oftic asta cu șeputul, știi, adică că trebuie să te trebuie să dai seama că ți ia. Nu. Trebuie, trebuie să -ți... zici. Da, da, trebuie să spui, da, concret. În privința la tot. În privința la uh, comunicare, în privința la mâncare, în privința la dragoste, în privința la tot, știi? Adică deci dacă scrim. în sex discutăm despre da, des vorbim. Vrei. Dacă e vorba de mâncare, da vorbim. Dacă e vorba de bani, da discutăm, știi? Adică asta și precum, asta că până la urmă oamenii și cam uh, uh, e mai... Devin tot mai greu și mai greu să stai, ca așa, și să grăiești cu omul și ala, știi? Și -a că deși e problema, știi? Că parcă te simți incomod. Dar cum adică să te simți incomod Spui și ei tu vrei. E deci și nu te percepi sau și? Da, da, da. E că tu trebuie să știi că asta. Dar de ce trebuie să știu. De și nu te percepi că vreau o floare la 8 martie? Da. Până nu de mult nu înțelegeam cât de importante sunt economisirile. Acum însă, mai mult ca niciodată, ne dăm seama că un depozit este o prioritate. La OTP Bank poți deschide nu unul, nu două, ci tocmai patru depozite noi în lei ca să îți pui economiile la încărcat, simplu și avantajos. Poți deschide un depozit în lei cu rata fixă de 6, 7, 8 sau 9% anual direct din aplicația lor mobilă. Cu alte cuvinte, dacă pui parte 50.000 de lei, poți obține un venit de peste 5.000 de lei în doar 15 luni. Mai mult vei beneficia de un card Visa Gold gratuit cu 0,5% cashback pe care vei primi dobânda lunar. Mai multe detalii pe otpbank.md sau la orice sucursa la băncii. Ne ducem de la familie la umorul, leacă? Da, hai să ne ducem de la familie. Familia. Și acasă familie, tot. Familia acasă, familia aici, și, da și... Nu, no, dar până la urmă... Familia este sfânt. Sau cum expresii de astea? Uh, uite, deși eu cred că da, familia este importantă. Da, mai da, parte, nu trebuie să. ca adică să... Uh, să dai o supravaloare și mai departe. Sunt oameni care, de exemplu, au jertfit cu familia și au făcut mult mai chestii, mult mai fani. De obicei așa se întâmplă tu ai nevoie de timp să te dedici. Și atunci eu nu văd o problemă pentru oamenilor care, de exemplu, nu și-au făcut o familie, dar, nu știu, sunt mari, oameni mari, nu știu, fizicieni, muzicieni și așa mai departe. cu tot este sacrificiu. Și, da, eu jertfit în partea slată, respectiv fix așa și cu, și cu, copii. Deja nu mai am o problemă. Nici nu, nici nu că nu mai am o problemă, dar deja înțeleg oamenii ăștia care, dar și nu-ți faci copii. n să zic la nimeni, fă copii. n să zic la nimeni. Asta e pur treaba ta. Tu mai vezi pe mine? Îți place? Nu-ți nu, nu, nu -ți place? știi în nu este oameni, dar hai mai fă și voi, da, ți-i pașe, a fași, a vrei, a fă știi? Da, da, și respectiv... Mai ales la femei este presiunea asta, că dacă nu ești mamă, când de, După 30, n-ai mai poți fi, trebuie mu. Asta și presiunea asta legerea. la femei, în special, e de la oamenii mai în vârstă. Și să nu faci nici voi chestia asta, nu ziceți la oameni, hai, fă un copil. <laughs> Da fă și tu un copil și când dai să-l faci? Fă-l pentru tine. Da, da, asta e cum că... Hai, fă tu să trăiești tu obosită și nedornit. Fă că și numai eu E așa, Ioan, din considerentul ăsta. Și îmi să nu... Uite la dânsa. cum e. Îmblă așa să faci și vrei, călătorești. Uite la dânsa. Da. Dar fă tu un copil stai și așa cu noi. E gata de mâine așa. Da, să înțelegi tu și înseamnă viață. Că cam deși ar, deși ar vrei eu ca să faci tu un copil, știi, și mai, eu să-l cresc și și am eu să zic să ia, hai faci tu un copil, dar de-a mai timp să faci un copil. Mă doar în cot, faci tu sau nu faci copil. Sau da, când a trilea, da. doi. Da, 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 când a trilea. Zine da. că despre tine, copilăria ta și familia ta. Ești singura părință, ai frați. Am o soră mai mică, <laughs> da, am mama, am tată, da. Să fii sănător, da. Pe mine de când mă întreb... Tu te născut. Da, pe mine când mă întreb de unde eu, eu stac. De unde sunt eu. Ce. De unde ai născut? La maternitate. M-am născut în Potsdam, Germania. Tu te-ai născut în Germania? Da. Tata meu a fost militar și el s-a căsătorit cu mama și acolo am apărut eu. Vădând să acolo s-a terminat slujba, el a venit în Cahul, mi-a întrebat în Cahul. Da, cât, până când ai stat în Germania? te a, era Mitil. foarte adică asta mic, a fost, da? da cât cu un an și, până la doi ani. Și am stat, am stat la Cahul, pe urmă, pe urmă tata s-a dus în Grecia, pe urmă a venit și ne-am mutat toți în satul natal, de unde este și mama și tata. Care se numește? Satul Napadova, în raiun, raionul Florești, în Ginistru. Tare -a frumos. fost la Cahul sat. până la câți ani? până în clasa 6 5, 6. Ah, 6. de tu -ți amintești, ți-ai acolo cu prieteni, da, nu e era Foarte, copil. da, foarte greu să trec peste. clasa 7 da. ai prieteni, prietenii sunt totul pentru tine, cred că. Da, eu așa și am 15. terminat o și așa de -am, eu am început la în sat, în clasa 6. Și însat însat am trăit tot până la acolo era gimnaziu, am făcut a 6, a 7, a 8, a 9. După care, zic, eu mă duc la Florești, singur stau la Cămin. La liceu. La, la liceu, da. Tata da, stai că mergem și noi. Și ne-am mutat cu toții la Florești. Deci voi sunteți așa o familie care o călătorit, da, călătorit. dintr-un loc în Din Germania, la Cahul, și dacă, la Cahul la Florești. Da, casa părintească, hai să spunem că da, mai la Florești. Da, da pe cei de la Cahul ați vândut-o? Da, da, acolo ne-am de mult. Nu, te ai mai fost după asta la Cahul? Da, eu am fost. Nu, era o perioadă locul ăștia în care tu ai trăit, da? eu am fost, amuia, am fost recent, am fost anul ăsta, sau am trecut am fost, după, când am fost vreo 12-13 ani, pare și m-am dus amul singur, că eram pe în părțile și alea, și îmi de strag eu fugă. Și am fost, și așa un cadru, am fost la apartamentul și la unde eu am trăit, era dimineața și ieși la balcon un băiat, un bărbat să fumează, știi. Și eu mă uitam așa, știi. Și el zice, v-am ce mă moci? Și eu zic, a, nu, eu aici am trăit, simplu. Și el așa, m-am la grădiniță, am intrat, parcă era ca în era poarta deschisă, știi, m-am dus, ne-am văzut copacul care l-am pus. Serios? Da, 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 da. Și am prins niște noduri în gât și m-am mașină și am venit acasă. Și crezi că ai învățat și ai adus din familia ta, care nu ți ei? În familie pe care ți mm, Cred că modelul de familie sănătoasă, să spunem așa, pentru că soția mea, părinții s-au divorțat, știi, și ä, la noi cumva era tot, tot sănătos, știi, adică era, era stim în familie, tata nu o abuzat pe mama, uh, eu... comunicau adică, în Da, familie. comunicau, se mai întâmplau certuri care au și familie, dar mama știa când să mai cedeze, tata știa cum trebuie să ceară iertare, știi, adică, și, adică modelul ăsta să de viață l-am implementat fără să vreau, pentru că așa se întâmplă, știi, când tu ceva în automat. Da, da. Și cam așa, ei, iarăși, chestia asta de făcut în doi, pentru mine, de la ei s pentru că eu am început un, un business în doi, adică ei Tata și-a lăsat, lăsat, de armată, mama s-a lăsat și ea de medicină și au pornit la drum în doi, știi? e ajutat în Da, dar cum? Dar păi fără să vreau, că nu, m-a întrebat nimeni. Mă scolam din mea să mă duceam la piață, la șinși. Vindeai ceva? Vindeam, dar descărcam, punem și trebuia de făcut. Știi cum? Ce părere au ei despre ce și faci tu acum? Eu nu i-am întrebat direct. Mm. Pentru mine subiectul ăsta a fost mult timp sensibil, în sensul că a noi în societate, în sensul că nu în familie, dar vorbim de perioada unde am crescut, era rușine să fii creativ, hai să spunem așa. Erau... Noi mai facem scenieti, mai facem masă și cam nu prea toți erau de acord, știi, să participi și ceva. nu, era nu erai luat în serios. Da, da, eu îmi permiteam să fiu și mai, mai spar mai prostuț, mai naiv, știi, și pentru mine nu erau probleme, știi, eu să-mi că când lumea râde de mine sau ceva, știi. Așa, mai, ei, Vladic, știi. <laughs> Subiectul ăsta cu că noi aș pute ca să fac lucruri, să scriu, să ies pe scenă, să că chiar și astea cu, cu adcat, cu general să activez, hai să spunem, în domeniul comediei, să fac așa. Uh, era chestia asta, băi, și-a zic mama cu tata, știi? Și mm -hmm. oare și-a zic, ei, și-a zic că rudele, și-a să asta, știi? Pe urmă am văzut un uh, interviu cu Ruslan Belui și el a spus o chestie care pe mine m-a marcat tu n-ai zis niciodată comedian bun dacă tu ai să-i plași mama, adică tu n-ai zis niciodată comedian bun dacă tu ai să-i plași mama, adică el nu mi-aduc amintea mă, dar... Trebuie să fii ca la Radio Moldova Tineriet. Da. Și atunci am zis, aha, nu știu. Am înțeles secretul. Deci așa târziu am înțeles, e ca întrebare. Se târziu, normal. Eu cred că aș fi putut, că eu avem aer de astea, știi, aș fi putut mai devreme să încep. Dar iarăși, mai reținie, știi, că eu aveam multe chestii care putem să le pun pe YouTube, și chiar și... Suntem zic neamurile și părinți. Da. Ai multe neamuri. Da. Da. În sensul cu ușor, când vă adunați la cimitir la Paștele Blajerilor. Da, sunt, sunt. Este, sunt cu... Da, așa e? E posibil că de multe ori ca Fapt că noi e de sare. Noi prespunem și asta să zică lumea și ne oprim din activități... Asta e foarte greșit. Asta... De, asta a oprit în minim mult timp pe ca nume, valul ăsta de... Ce zică zic lumea. Ce a zică da. lumea, ce zic mama, ce a zică tata. Dar aparent eu am 30 de ani, eu, eu, pot să fac și vreau. Mama, tata, dacă, dacă eu am ajuns să fac ceva greșit, știi, dacă am ajuns să fac că eu n-a plac cu mama și tata într ca tii să fii deranjat, apoi înseamnă că eu greșeală în educație, concret. Deci eu nu pot să-mi primi, eu n-am să fac ceva, e ca la vârsta asta, eu nu pot să fac ceva sau să zic ceva și mama și tata zic că asta nu copilul nostru, eu nu, te nu așa te-am educat. Gata, tot. și eu am să fac asta în, nu știu, în limitele unui bun sunt. să spunem Și în ești. responsabilitatea numai a ta, că da, nu are dat. prea părinți pentru cu asta. Ține te motivează critica? A, sau te motivează atunci când ești lăudat, Uite, ai făcut un lucru bun. A, da, cred că asta mai mult lauda, critica. Nici nu prea am avut așa 60 critici care să ne, ne parească minți sau să mă jgnească, să spunem așa. Dar cât că eu, eu sunt tipul care mai mult cu, cu laudă, că asta îmi pare că mai e eficient, știi? De cât, decât, asta că, a, eu am să-ți demonstrez ce să sau ceva. Eu, pur și simplu, am, sunt, eu îmi pun întrebări la ei și fac eu, știi? Și dacă ar fi să zicem că un om mă critică, eu îl iau destul de serios și mă gândesc, băi, înseamnă că este ceva aici, dacă el, știi? A, ah, tu te gândești că e posibil că, că se începe de la tine. Că asta e căcat, înțelegi? Un... Bine, iarăși, depinde cum formulează, știi? Dar zici unu, 2, 3, zic, băi, asta nu e niciodată negădit, să știi, sau și asta. Înseamnă că eu îmi pun întrebări, băi, stai că asta, știi? Îmi pare că trebuie să ai mult pe eu, știi, că faci și asta poate și asta ajută sau asta crește, dar eu înainte de a pune ceva pe YouTube, eu foarte de multe ori mă uit, foarte și analizez. Chiar și primul, primul stand-up care la filarmonic care l-am postat, eu nu l-am pus de că acolo avem glume așa mai echiparat știi, și iarăși mă gândim și a zic lumea și a zic mama da. și a zic tata. Dar odată și eu l-am pus, eu cumva m-am deschis, gata, sure. și eu. m-ați prins, ia asta eu, asta eu și am vreau să fac, știi? Dar și mi-e greu pentru tine să apare în fața unui public care stă cu ochii pe tine sau să faci videourile pe YouTube? Prima. Asta mi se pare cel mai complicat și de asta și asta vreau și asta îți fac în continuare, de exemplu. Asta cu video cu astea, asta e și by the way, știi? Oricum, oamenii de acolo ce cunosc cel mai mult. Adică tu aduci în sala de concerte oamenii prin ce ai și faci pe YouTube. Da, da. Pentru sunt că oamenii te cunosc de acolo ca să vin la concert. Sunt care nici nu știu că eu fac stand-up și l-au văzut pe Valera și am dat să vedem și vrea să fac Valera. Știi? Și sunt, sunt și serie de oameni care nu le place stand-up-ul, dar lor le place numai cu Valera. Sunt și așa oameni și eu sunt ok cu asta. Și îmi dau seama. <laughs> le doar place că, numai cu că Eu făceam, da, eu doar că eu eram cu valeră. face asta, dar veniți să vedeți și faci și Vlad, știi, că el asta face de fapt, știi, și Valera el așa, știi cum. Aventuri pe scenă sunt? Da, am ieșit odată, îmi de două ori a fost, că am ieșit beat, beat, știi? Adică eram, ce știi? te ajută asta? Nu, asta e... din mai Da, adică un pahar de ceva, ca să un pic să-ți să leșe din emoții, da, dar eu am ieșit așa, ba de ghinile, știi? Și nu -a, a fost, nu, nu, e urât. Poate pentru tine, nu? Nu, a fost urât și pentru spectatorii. nu, nu se face asta, nu se poate fi făcut așa. Că adică tu nu... Tu nu te în serios față de tine, asta, tu, până la urmă, tu vrei să fii un actor de comedie, tu vrei, asta e neprof, asta cum ai venit bat la lucru, știi, ea. Dacă te-ar întreba acum un băiat care se teme de mama, de șează că lumea, că vrea să înceapă să, să fac stand-up, și nu pare că se poate să fac stand-up în Moldova, adică să-l să dezvoltăm, de -un, cum, să cum e în România, nu. Mai trebuie să mai crești, mă leac. Mai trebuie o de ani. Da, dar mi se pare că suntem cam puțini, știi, pentru a fi așa, așa. Adică noi, maxim, și putem să avem asta, să fi un club de comedie în tot știi, hai să spunem. Adică noi nu putem să facem un concert la sala Palatului. Noi să facem un concert la, la Nicolae Sulac. Asta eu promit. Hai! Nu știu când, dar să facem. Dar până atunci este 6 mai. 6 mai, concert la Cinta Latină, pe care Aștept, trebuie să l promovezi trebuie să l și vă, și vă aștept așa cum sunt și slogan are sau e doar stand-up e programa din 1 aprilie detox stand-up așa Aha, spunem conceptul puteți. da, să fie tot același material aproximativ na, da, noi o să mai scoatem careva chestii dar în, în, în genere o să fie același program e ca o, nu știu ca să spunem tot ca o piesă de teatru pe care e văzut o dată și oamenii care nu au reușit sau poate care sunt niște care o să mai vrei o dată să vină da, da o să reușească, adică o să, o să vină. Uh, 6 mai, Ginta latină. 6 mai, Ginta latină, detox, stand-up yeah. cu Vlad Sliusarenco, încă... și azi iasă și mai mult. Da, actori. da, tot, tot gașca. Toată gașca, da. Da. Valera nu, el e doar pe YouTube. No, Valera e pe YouTube, Valera e produs doar dizdar. de YouTube. Doar de uitat la dânsul. Și putem învăța, și faci umorul cu noi, ne învați ceva, sau doar ne distrează, ne aduce într-o stare în care, hai să zicem utilitatea umorului, de oare lumea a avut nevoie de umor de-a lungul timpului? eu cred că asta prima care e prima lucru banal, asta e că cumva ne ajută să trecem printre, prin... Să descruntăm frunțele, da, vorba da. și... Să mai uităm să ne mai luăm gândul de la altceva. Asta ar fi prima, care și mi-a răspândit do- dogmă, hai să spunem, sau și -i principiu. Dar totuși cred că la creșterea, la intelect, la a evolua în materie de... Adică dacă depinde la și glumii eu o să-ți spun ce și fel de omiești. Serios? Da. E un complex întreg, știi? Știi, îmi place și pare interesant că e posibil prin umor să te regăsești și să -ți găsești niște caracteristici de care ții singur nu-ți place sau să văd un spectacol, un concert de-a vostru și să zic, hm, eu tot așa fac, da, chiar arată gine, dar eu să mă corectez și eu n mai fiu așa, da, că nu-i frumos da, da. și să cresc în sensul ăsta. Deci un spectacol nu mă poate doar să mă fac să râd și atât, tu ești de acolo gol. E posibil că tu să ieși de acolo corectat, corectat. Se posibil tu să cunoști dacă mai bine, ducându-te la un concert. Deci, cumva, valoarea unui concert nu e în asta, să te duci și să te râzi și atât. Tu ai să stai acolo și ai să gândești că, băi, eu mă râd în sine de chestia asta, dar ne rușine să spun altcineva. Dar uite, el o zis-o, știi? Înseamnă că asta nu e așa, știi? Și sunt o <laughs> sau grămadă de lucruri să pe care tu le scoți, să-ți le arată omul, știi? E deci eu știu precis, tu, de asta râzi, știi? Tu ești așa și el, da, eu o să așa, știi? dar n-am spus-o la nimic, că e nerușine sau ceva, da, știi? Și da, că, da. avut, cineva a avut curajul să a asta de în fața la 230 de oameni, știi? De exemplu, spus. chiar la Joe nu e așa. El face podcast, dar face și da, un da, măr, da, și el da, da. Nu, ne neapărat râs, adică cumva înțelegi niște chestii, poți să... E un, o privire din altă parte, știi, mai așa. Da. Recomandă, apropo, dacă să vedeți uh, asta e Bramov, bine, eu am oia, știi cum, stăți cam cu apă în gură, știi? Dar să facem abstracții de chestia asta, pentru că el a scos o special mai de mult, știi? Dar e neapărat acolo, deci până la urmă, acolo plângi. Adică deci, eu când am văzut concertul lui, la urmă eu am El plâns. este filmat, pus pe YouTube. Da, e filmat, pus pe YouTube. Abramov? Iva Ivan, Abramov. Apropo de recomandări, și, și ți eu, îți bă. place, și pe inspiră, și, la și tu te uiți din stand-up. Da, m-am uitat, m-am mutat la ruș o perioadă foarte, când am început eu, m-am uitat la ruși pentru că atunci era un trend, ei, erau activi, erau productivi. M-am uitat la români. Îmi place la români, îmi place, îmi place Toma, tot timpul tot mi-a timp plăcut, însă eu cumva mă regăsesc, știi. el mi-a plăcut în timp, acum a, în el tot așa Cos, și cu copiii. Da. da. <gri> da, el dacă are, L are cell, 3, el are 3, da. Și vă, vă, recomand să vă uitați și la ceva din americani, din, american, din angliceni. Spune Bill despre pedofilie, cum grește, este CK despre avort. Adică trebuie să le vezi că dacă vrei să te inițiezi, hai să spunem așa. Dacă sunt oameni care vor să facă asta, ei trebuie, că trebuie să vadă clasica, știi? George Carlin, care poți zice că ei... Deci lui Kay, George Car Da, George Carlin, dar el e un fel de... El e, hai să spunem, tata, el e un fel de urs ca știi? Și e bine să vezi pentru educație omoristică, dacă, dacă se poate spune așa, pentru cultură generală omoristică. Adică pentru cei care ar vrea să ocupe da, asta vreodată. Da, care ar vrea să ocupe, trebuie să vadă, unul, ca să vadă ca să vadă tehnicile, hai să spunem așa, unul, a doilea, ca să nu se repete, să nu-i paie lui că e un gând genial și hop, nu s mai gândit nimeni la asta. Stai o că până la tine s-a gândit lumea, Ah, Aoleu! Da. Și oamenii îți cred că tu ai furat material. Da, și tu ai să, ți ai să -ți dai seama că, de fapt, bine, tu ai să poți cumva să-i motivezi, dar că deja s-au mai spus, știi. A să nu zici știu. că în construcții și în... Am auzit undeva gluma asta, ca să fie clar, nu am cum pus eu. În construcții și în stand-up este ceva comun, sfur material. <laughs> <laughs> da, 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 Ei, ei cum? Uh, câte câteodată se întâmplă când nu îți dai seama, știi? Despre umor negru, ce părere ai? Dumnezeu Jimmy gimicar, dacă vreți să vă placi umorul negru, uitați-vă. Uh, eu cred că trebuie să fii super dotat în materie, trebuie să fii super deschis ca să accepti. Adică, când s-a spune, Jimmy Caro, o glumă despre cancer, apoi... Și. Acestea sunt lucruri care te uiți la și. Adică, nu poți să te uiți așa cu familia, știi, nu poți să te uiți așa cu prietenii. este sunt lucruri care trebuie tu singur să. Dacă aș face o bombă, aș face tăi capurile și ești culoare, știi. Asta e asta asta de ta! Asta e de -a lui! Ah, de A lui, ok. Adică, în, în ideea asta, adică ești și el de om, el, știi. Îmi place, îmi place doar că îmi place un negru, doar că trebuie să fie amuzant. Asta e singura condiție. Partener general OTP Bank Te gândești vreodată să te duci în țară? cu familia, gen, gata, eu migrez, mă mut, trăiesc acolo, îi faci și îi faci. Da, m-am gândit acum, când, în perioada asta, când s-a început războiul, și mă gândeam, băi, în duci. Adică, dacă era vorba să mă duc, cred că numai în România, știi? Adică, în altă parte, nu m-aș duce să înșep iar o viață de la început. Da, apropo de război și de tot ce se întâmplă începând din 24 februarie 2022, cum ai reacționat când ai aflat Iaca să bombardează? Început războiul în Ucraina. Eu nu credeam pentru în ultimul pe ultim moment că asta e posibil, știi. Adică se întâmplau războaie și eu auzeam chestii de astea. Băi, dar unde ați fost când e ca bombardau în Colo sau bombardau în Asia sau bombardau în Irak sau bombardau în Siria și acolo. Băi, ești normal că când e aproape de tine e altfel. Și asta e, e ominesc. Adică tu nu, da, plângi natural. când, tu nu plângi când mare un copil din Africa, tu plângi când mare veci, nu știu, Doamne verește, copilul la vecinul tău sau mai, mai apropiat, știi? Adică asta e normal. Și când s a bombardat în, în, Siria, au făcut gălăgie și ei de prin prejur. Eu n-am făcut copii, nu m-au afectat, știi? Da, eu înțeleg, dar eu sunt om și am și eu instinctele astea, știi? Și când, de e apărare, aproape, știe? da, și când e aproape, pe mine clar că mă afectează, știi? Că sunteți niște, adică, fața și că s-au bombardat și că America toți, și normal, da, așa e, și, și. Amuia ea ca aici, la urechea ta se bombardează, știi? ați fost când ați, Aici am fost. Dacă stai de du deodată întrebarea asta, apă ce nu, Deși Americi îi spate, dar Rusiei nu. și da, nu răspunsul a fost mune-l nilzea. Da, nu spate nici acolo, nici acolo, doar că spun, cât lucrurile se întâmplă mai aproape de noi ca și <coughs> asta, atâta devine mai acut pentru noi. Atâta devine mai important pentru noi, știi? Și primul lucru care ai vrut să-l faci și ai vrut să te duci sau te gândiți să ai propuneri, așa cum da, ai spus mai devreme. Da, mă gândeam, adică vorbeam cu nevastă, știi, <coughs> bă, și facem, știi, stem, nu stem, ne dușim, dacă ne ducem și facem, știi? Nu știu, mai, mai stăm. Adică nu... Cu ultimul reis. Da. Stângem noi Cătătăt. lumina, știi? Sperăm nu știu. Să... Și asta e o prostie, știi? Sperăm și pentru tine să ne ferească Dumnezeu, adică cum... Ai avut sentimentul ăsta de... Nu mai fac eu, cred că să în concertele pe mai încolo, să vedem și e bine. Mm -hmm. Dar până la urmă, teatru, comedie, artă au existat și în timpul războaielor, de-a lungul istoriei, să zicem. P da, eu așa e că la intro, la deschiderea concertului din 1 aprilie și așa am spus, băi, întrebarea era cum faci noi concert pe așa timp, știi? Și răspunsul este că fiecare trebuie să facă treaba lui, medicul trebuie să facă treaba lui, profesorul trebuie în continuare să înveți copii, iar noi trebuie în continuare să glumim. Că vin oamenii, asta deja e un indicator. Dacă nu ar fi vrut, nu ar veni. Dacă nu au avea nevoie de asta, lumea nu ar veni. Trebuie lumea să vină la teatru, trebuie lumea să duc la lucru, trebuie lumea să vină la show, da, când nu a fost mai acut și așa mai departe, bineînțeles că noi nu putem. Nu de dacă nu era, dar noi, cum? Nu poți pe scenă, să grești, e grești, ești demoralizat, nu poți să te gândești la altceva decât la nici. Eram full time cu telefonul în mână. Te ne... pe Telegram. Da, la nimeni nu era de comedie. Dar acum lucrurile încep să un în Cu părere de rău, dar ne deprindem cu asta, știi? E posibil că suntem totuși niște ca niște insecte din astea care se adaptează la orice noi ne adaptăm la orice. Ne-am adaptat la COVID, eram toți medici. Știm da, ce de făcut. Da, da, da. Și acum de amă știm tot, despre geopolitică. Da, suntem toți uh, confucius. Ce vreți să schimbe în țara noastră? Dacă ar fi, să zicem, ipotetic, posibil într-o zi tu să ai puterea să faci. Cred că mi-aș fi dorit să... Începând elementar de la faptul că te duci la un viceu public știi, și vrei să fii curat când tu te duci acolo și respectiv să le ieși tu curat după ce ai fost. Dar nu eu să vin și să ieși atât și căcat acolo. Și eu știu precis că eu dacă am fost acolo, eu am să lăs după mine curat, indiferent cum au fost până. Pentru că eu când ies de acolo și așa de om rând, nu e rușine dacă eu, înțelegi? Adică eu nu să mai văd niciodată pe omul ăsta, eu nu-l cunosc, dar eu am un pic de rușine ce să gândească el. Și asta puteam raporta la TED. La TED, exact. Te duci în rând la bancă. Vrei să fii respectat? Da, te duci cu copilul la grădiniță, te duci cu să deschizi o afașă, te duci încolo, tu trebuie să... Lăși cu radio urmă ta. Lăși cu Nu așa că... Deci să comporti oamenii cu tine, fix așa cum tu ai vrea ca alți să comporti cu tine. da. Adică nu ți-ar plăcea așa. Adică tu, când mergi în mașină, da, și ești, treci un pieton, hai, bă, treci, mă răbde, știi? Tu parchezi mașina și tu mergi pe jos și tu pipi unul, tu mergi în ce, dar și chestia mea, n-ai pe merge sau și. E ca cum e omul, înțelegi, Moldova. Și el atunci se contrazice pe dânsul, în același minut, dorește. E că asta nu trebuie, că asta nu-mi place. Ești o persoană credincioasă. Ți-ai botezat copiii? Da, ne-am botezat, am pus grez Știi cum că Pavarotti când l-a întrebat cineva, to crezi în Dumnezeu să o zic da, eu n să exclugi. Da, asta și bă, că vorba asta, nu încurc, știi? Asta și, scai budi. Scai budi, nu încurc. Mai nu, uite, E un subiect care eu scaut răspunsuri toată viața și la ea, etapa actuală, cred că bunătatea asta, bunătatea și relația dintre oameni și faci bine, ajungi bine, asta e Dumnezeu. Știi? Ea pentru tine. Da, pentru mine. Deci cumva, dacă nu faci rău, deja noi să evoluăm, știi? Și în plus, tu, sunt oameni care de viața ta, de exemplu, e ca de acțiunile depind un, doi, trei, patru oameni, știi? Dacă ești tu, să zicem, elementar director de grădiniță, tu poți să influențezi puțin, dar poți să influențezi viața la copiii și care se învață, știi, în grădiniță. Da. Dacă ești profesor și în e ca așa, 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 înțelegi? Tata spune că și iadul și, și, iadul, și raiul e pe pământ și asta e drept și tu am mulți să-mi bine, mâine să-mi rău și, și, e ca asta, chinurile prin care te treci. Și, A, ele tip, -a Da, da, eu nu cred că există ceva după. Nu cred că să ardem în, în smoală, în cazanie și nu cred că să ne crească aripi și să stăm la porțile raiului și să ne socoată nouă greșeli. Dacă vorbim despre realitate în general, eu cred că și fiecare trebuie să gândească și fiecare trebuie să iei o decizie în parte. Îmi place foarte tare și ai zis la nivel de responsabilitate, pentru că foarte mulți oameni zic că ei, e că am făcut atâlea copchil, că așa au vrut Dumnezeu. sau orice, așa o Dumnezeu, știi? Cu și asta lumea să și invers să bucură, știi? M-a ajutat Dumnezeu și am făcut, știi? Adică, ți mi adică... ușor, e ca, adică, făcându-ți, de exemplu, făcându-ți cruci și spune, Doamne, ajută, când te pornești la drum, parcă ți sunt mai ușor. Într-adevăr, așa știi, așa, da, da? Este un Dumnezeu, de asta am zis, tu cui te roiești? Pentru că noi tăți, unii spun, Doamne, ajută, unul alții spun... Uite, m-am prins că nu prea spun asta. Știi? Adică eu cumva îmi dau seama că lucrurile se întâmplă, nu cu Dumnezeu a vrut să se întâmple un accident, știi? Nu a vrut Dumnezeu asta. Asta, nu știu, ai obosit, tu n ai fost responsabil, n-ai dormit și ai dormit la volan și ai intrat pe contrasens, știi? Deci nu are treabă și nic cu Dumnezeu. Să-ți spun, a spus, e formulă. Dumnezeu este o formulă. Unul merge, tu te -ai aflat în momentul, tu mergeai cu viteza X, dacă mergeai mai înșet, dar așa viteza tu având, ai mers la momentul și -ala când omul și-ala a dormit sau era bat. Deci o formulă. Da. Care cu foarte multe necunoscute și care, de exemplu, evoluează la cererea așa, pentru pe mă se bagă alții. Și că așa e o, o, formulă și tu ești acolo undeva, și tu depinde de alți oameni, alții depind de tine și dacă tu faci așa, respectiv nu se întâmplă așa și e că e așa ești Tot se întâmplă din, cu, uh, cu știință și cu voia omului. Știi? Adică omul face chestii. Omul face război, da? Omul... Nu, Dumnezeu face război. Nu e asta așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu, dacă ar și el, zic, vă sunteți normali, eu nu, nu așa am vrut. <laughs> eu am scăpat sub control tău. Ar, ar, mai muri odată și ar învie, nu știu la care paște, știi, dacă ar vedea da. și facem noi. Sau... Dar facem, eu, Să zici că el vede și facem. dacă, Dacă lumea crede că eu, de exemplu, să, nu știu, sau oamenii ca mine cred că sunt niște fațarni și că se duc la biserică și fi, fi și așa, eu nu accept. Nu, să spunem, contrazic ideea asta. Da, dacă zicem că mă duc la biserică și îmi fac rușii, să zicem dacă să arme. Ok, asta suntem. Nu pot. Eu nu pot să mă detașez de cei și la noi s-au implementat de mulți ani. Adică dacă și bunica și trebunica și dacă ani de zile, sute de ani de zile, oamenii s-au rugat la icoane, eu nu vie, pot să vin vi într-o zi. Da, trebuie și, da, poate să eu ticălos. Nu pot, dar așa sunt eu, știi? Copilul meu a să facă el alegerea lui. Vrea sau nu vrea. N-a să-l influențez nici ca cum. Cum vrei. Fă și vrei. Și n să-l înveți să nici eu nu-l nu știu cum să-l învăț. <laughs> Tatăl nostru știu, m am învățat. Asta să-l învăț și eu. Dar dacă eu nu, nu mă îndoiesc de niște chestii, cum pot să-i explic lui, știi? Cam mă, copilul de patru ani, vorbeam ieri și zici că a, de Hristos a înviat, știi? Și dacă, dacă îi spui că stă să înviat, explică copilul până la urmă și de unde în viață și așa mai departe. și mama copilului era împreună cu mama mea, îi explicau că el întâi a murit, știi, și pe mai venea. Dar și nu a murit. Tăi s-a murit. Și să mori, bunică, și să mori. Da, să mor și eu. Pa, leu, da și jele s-au început. Că nu vreau că o să rămân singur. Dar eu tot să mor. Copilul de patru to ani trebuie să mor. Eu nu știu ce înseamnă asta a muri. El deam am de asta. La ce uite, a fost pandemie, ai stat mulți ani, mulți ani. Doi ani am stat în casă cu covid -ul. Și ne recomand, lasă să uite, Vlad de Sarenko. am uitat la o perioadă. Uite, acum am văzut firma asta care a câștigat Oscarul. Cu Will Smith? Nu, 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 nu. Că te gândești la Oscar, Will Smith, în bot. Că te-ți la asta. am uitat cum se cheamă, despre asta cu despre familie de surdă În Rus ar fi copilul unui... Un, 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 niște părinților surdomuți, hai să spunem așa. Da. Ok. găsit, am uitat cum se cheamă din mirea asta lor. film francez, foarte simplu, apropo, foarte... Bine. Tu -ți mai poți uita la film de este dureros când ai copii în casă? Dar nu e dureros. Asta Pe... și, asta și A, ideea, acolo e, acolo, e, așa un film de bun și un film de viață, că rămâi impresionat despre fapt și, nu, că și dificultăța oamenii, știi? Adică acolo era o care părinții ei sunt toți surdomut, știi? Dar e poate vorbi și poate cânta, știi? Și într-un final, cum... nu dau spoiler, uitați-vă, asta și eu am văzut. Danish Girl am văzut odată uh, despre un tip care vrea să fie femeie. Da, am văzut și eu un film. Tot m-a marcat. Zic, nu zic că cel mai bun, dar spun de și și -a, a rămas. Dar te-ai gândit înainte să ajungi la podcast? când ți-am spus, hai, vină să facem, te rog, un podcast, te-ai gândit? Am ușa să mă pună, să spun o glumă. Uh, nu m-am gândit. Și că de obicei, dacă ești comedian și te duci undeva la o emisiune, te să te pună să spui o glumă. Vrei să, te -ai vrei să mă pui să spun o glumă? Eu vreau să și o lecție previzibilă. Și să, să ți spun pun să spui o de glumă. Care de care de-a sau de care am auzit? La o glumă, glumă care e cel mai tare publicul. Care tu ai zis, a fi mă, și m-am așteptat ca să aș iasă așa. O glumă bună de care tu te mândrești. Deci, Ia a mea asta. Da? Adică eu aș pune-o în, în cerc un C la dânsa, știi? Uh, știi, copyright. M-am procheat de un bancomat, scot niște bani și acolo prinde rândul moșneag. Uh, zic, moșle, te ajut cu ceva? Și, și el tocmai să a spărit, știi? Zic, uite, ne poate, nu ne-a venit pensia. M am uitat de bancomat, zic, nu ți-a venit moșle. N-am mai stat să explic, trebuie să introduci cardul acolo, știi? <laughs> 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 Eu smelg, Vlad Sliosavianco. Mm -hmm. E acolo... Acolo i metaforă, acolo i comparație, acolo i figur de stil. Da, e cumva, el pe urmă. N-am fost eu așa de deștept, am, cât am zis că i fac eu un cântic cu... Cu metafori. Da, cu metafori și cu... <laughs> că și așa, știi. E cumva pe urmă știi, și eu le-am pus pe foaie, știi, și le-am pus... Știi, te-ai făcut și cântăreță, o bucăță de cântăreț. Da, da, și numai asta, da, da, și da. Și eu vreau și de da și nu. Da. nu De ce eu smelc și de ce costumații, stradă, melc? Eu nu cred că figurile de stil au apărut chiar după. Ele au fost de la început. Casa după tine, îți cari casa după tine. Ce vreau să spun? piesa asta? De că... Inițial, inițial era vorba doar de un patru rânduri, adică de un catrian și refrenul. Când le-am zis că ele au pornit de la o glumă, știi? era grumă, că eu m-am saturat să ascult și când și pentru copii, că și să îngegem urechi, de vreau și ceva să ascult. Și zic, băieți, cine ar face lumea un, nu care să posibil de ascultat? Și, și părinții. Pentru că sunt, o, de exemplu, aia, sunt o groază de când și care eu nu le înțeleg cuvintele, dar îmi place, știi, <gână> așa. Și chiar și așa scriptonit, că eu nu înțeleg și cântă el, știi. <gână> Sau ăștia, repede, ăștia americani, știi. Dar, zic, așa cum nu înțelege copilul, știi, și cântă, dar pe dânsul îl place, știi. poți, po po fi ceva care să asculte și tata și mama, da. <gână> și ca să i Și, da, zic, ea ca eu îmi să fac așa cântic. Un cântic despre... Mielc, pe -e, muzica lui eu o să iau cușmar pe drum, le argă nu știu cum, eu îmi duc să în schinari, merg în șed, la deal la vale, eu să merg. Este săturat de elefantul cici ci, ci, da, și da, -a, a pierdut cipici. Şi, o, -a, da, și zic, dacă, și muzica asta, știi, Bem, 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 bem. Și zic, ea ca dacă ar fi după Artur Elefantul cici și a pierdut cipici. Și ceva mai interesant. Dar da, ai avut feedback care le-ai vrut, le-ai așteptat sau au fost mai mare? Ma, mai mare decât m-am așteptat, Așa știi? E? Da, la, la, la tău s-a plăcut ideea asta care că, băi, uite, deci este, am făcut o paralelă, știi, dintre viața unui om și, și faptul că noi nu, nu ne vedem noi sub nasul nostru, știi, și ne pare că uh, acolo e meghine, știi, megine, unii, unii nu suntem noi, știi, dar, de fapt, dacă se așa dintr-o parte, știi, uite, e ok, da, e bine, e bine și poți să faci mai bine poți să faci mai bine. Important e să pui tu mâna pe spui să pui mâna pe șeia, pe să te apuci tu de tine, că avem de lucru la noi. Nu Ai mulți să... prieteni? Cunoscuți, da. Prieteni, cred că nu. Iarăși, prietenie, și înseamnă prieteni. Apoi, ca și înseamnă prietenie e pentru tine. nu, nu știu. Sunt, la oameni, sunt oameni care i-aș și m-ar ajuta la trei de noapte. Să te ajute la trei de noapte, asta am pentru tine un prieten. Încredere nu, înseamnă? Nu, adică asta așa am, am vrut să spun, că eu am și când am spus că chiar sunt la trei de noapte să te ajute, el poate să nu-ți fie prieten. Pe mine, de exemplu, m-a ajutat un om necunoscut, mi-a ne trimis piesă din Rusia, știi, că am o chestie cu mașina, știi, și nu trebuie o piesă. Și în Europa e linus, și doar în Rusia. Și un om s-a oferit să mă ajute doar așa. E prieten el sau nu? Nu știu, nu l-am văzut niciodată, știi. Și sunt uh, prieteni care al chem să mă ajut și el zis că ei, bine, zice, am din pași. El poate fi de prieten. El, el e prieten, sunt, da. Și el nu te ajută de da prieten da, tău. Da, e prieten tău. Și nu știu, nu știu ce asta prietenii. Ai fost trădat vreodată? Uh... ce înseamnă pentru tine trădarea? Păi asta, că n-am fost, să zicem, la, la o etapă a vieții așa de serioasă încât sunt că m-a trădat cineva. Și mi se pare în genere care care tipa, băi, e ca toți oameni sunt invidioși, bă, mă invidiază. De fapt, el e un invidios, știi? Că, știi, știi, cum hoț, sunt? Strâng, da, da, știi cum sunt oamenii ăștia, că băi, nu vreau să mă laud, dar și-a pe că după asta să laud, știi? Și asta e un fel de paradox pe care oamenii nu-l observă la ei. Adică, știi, tu ești ce și tu uh, nu vrei sau nu accepti, știi, sau nu-ți place. Hai să mai zicem și la finalul o recomandare. Cu siguranță există mulți Știi? băieți, fete, că acum și fete foarte, și în România, și în Rusia. De ce să pute? de ce să nu apuci de stand-up, un tânăr începător. Care ar fi, să zicem, beneficiile și avantajele, dezavantajele sau sfaturile din partea ta? Nu încercați să copiați pe cineva. Adică, da, e ok să te inspiri la un special, pune pauză și du-te în altă gând. Du de exemplu, nici de obicei ca să începi să scriu material, nici suficient să pornesc ceva și eu acolo fac niște legături care nu are absolut nimic cu cei și mă uitam în știi? Aha. Da, fi tu Continuă nu te... tu, cum ar fi. Da, lucrează la, la delivery, la padaci, cum se spune, da, și fi tu autentic, nu te da cineva. Uh, folosește mai puțin cuvinte necenzurate, uh, pentru că asta să-ți prinde bine. Asta dacă ca sfatul. Deși deci să fii, pentru că asta e... Uh, asta o să devină uh, pe urmă mainstream. Unde vezi tu stand-up-ul peste câțiva Moldova. Moldova. Zic. Unde îl vezi? Tot aici, mai sus, mai jos? Mai sus, să da, nevoie noi de el. Noi, să fim, noi fim cotați. La noi oamenii să uite ca la, nu ca la niște dalbaioși care ieșe de acolo și grăiesc. Știi? Noi mâncăm de el și pe și uh, niște oameni la care vin, oamenii cumpără bileți, vin la, să mă vadă pe mine sau să mă vadă pe sau să vadă pe șala... Uh, Oameni publici. Oameni publici, da, oameni care, oameni de pentru mine da. e foarte important să râdă un om de 35 de ani, știi, un om care a făcut facultate, un om, nu un chelandru, știi, care a intrat unul să bei bere și ceva s-a întâmplat, și va grăiești, Eu vreau să vină să se uit la stand-up și apoi și să bea bere. Nu invers. Uh -huh. Adică să fim apreciați la justă valoare, să fim luați în seamă. Nu neapărat că să-mi vină mie flori. A, așa că, atât cât trebuie. Să fii prezent acolo, să mă asculți, să mă urmărești. Să-ți să dai seama, da, să mă asculți, că eu m-am străduit, eu am lucrat, eu am ieșit de multe ori, am mâncat mult căcat, am trecut prin perioade grele, da, când erau 3-4 oameni în sală, știi, la show-uri. Și tu să apreciezi munca asta. Asta e o muncă. Și să am club, clubul meu de comedie. Ne? Și să vină oamenii la mine la club. Da, asta așa e de frumos, cum ai spus tu, că nu a fost grea, urmărește, mă ascult, mă, eu am stat am scris, nu da cu cotul la unul, îți pui ceva și iar te la mine. ascultă mă, nu-mi cu corn în timp și eu am scris asta pentru tine, da, fie eu... și cu mine. Ascultă-mă, ascultă-mă, important să mă ascult, eu vreau tot să mă ascult. Ți-a fost greu vreodată, în sensul financiar, adică, hai altceva. Da, înțeleg. Fost când n-aveai și mânca? Nu că n-avem și mâncat, dar a fost că avem foarte puțini bani. Uh, și anume din cauza faptului că am plecat de la un job stabil ca să fac comedie. Deci tu ai riscat da. ca și să și faci asta. Da, am riscat. Și în continuare poți zici că fac asta. Adică lucrurile se întâmplă, sunt proces. Da. Dar oricum acum ești mai picior larg nu că larg, dar mai sigur pe tine. Se întâmplă un concert, oamenii știu de tine, s-a întâmplat melcu, nu-i ca la început când doi trei oameni Dar aparent în sală. asta nu a dus și bani încă. Înțelegi? Adică faptul că lumea cât de cât mă cunoaște, pe mine nu mă încălzăște, știi? mi e plăcut pur pentru ego-ul meu, pentru personalitatea mea, știi? Dar e el, aaa, da, da. eu, miel, asta e clar, tot asta e vo, și ceva de mâncare, vreau, să și cumpăra. Vreau la spațiu de joacă, vreau să mă duc încolo, să mă joc. La, încolo trebuie, acolo costă 300 de lei. Tata. Ai? Și atunci ia, că trebuie cumva de făcut ca din să de câștigat bani. Și asta nu, e, asta, nu e, ceva... Eu nu vreau soare de picior. Asta e ceva normal, știi? Din ce și fac să câștig bani. Din ce și îmi place să fac. Absolut nu i nu mercantil, nu-s egoist. Atâta cât trebuie, știi, să de asta vreau, ca pe viitor putem câștiga așa cum câștigă actorii, că noi cumva suntem aici, știi? Și vrei să întâmple viața ta când ești mare? Da, vreau să am clubul meu de comedie. Când ești și mare, vrei să ai clubul tău de comedie? Aici, în Chișină. Adică așa ai făcut și ai făcut și ai avut. E simplu, nu? Nu, no, nu. No. <laughs> și trebuie. Trebuie să... Ai bani. A, nu, de că asta la, nu m-am gândit la asta. Trebuie să ai experiență, trebuie să ai 10 ani ce să, de, de să ai și mastodont, ca să, ai, ca să știi cum lucrează lucrurile. Mm -hmm. Și deja îți faci relații, îți faci uh, autoritate, hai să spunem în sensul ăsta, îți faci vizibilitate și cu timp vă bani și bani. Știi că dacă faci și ești și nu te gândești la asta și n-ai faci 10 ani dacă faci ceva, nu da. asta să câștigă oricum. <laughs> n -ai cum. N -ai cum că dacă n-ai câștigat în 10 ani nimic, înseamnă că ai pierdut. Faci nu știu, înseamnă că ești știi, Și până la urmă e vorba din financiară, dar asta cred că e mai încolo. știi, În urmă trebuie hard working. Am un cadou pentru tine la final. Ah, pled? Nu, n-am niciun pled cadou, dar în schimb am un spumant de la maestru care sper să-ți facă o seară mai frumoasă și eu chiar cred că ești talentat și îți doresc ca clubul de comedie să devină cât mai repede realitate. Mulțumesc mult! Mersi că ai venit! Mersi și cine că știe? Imediat. Venim la spectacol și să mai la gentă latină, venim, la venim, la clubul tău, eu zic că te gândești la nume, pentru că atunci când vrei să-ți cumperi o mașină, tare, tare vrei mașină, trebuie să-ți cumperi o roată sau un volan, Păi că tu măcar la denumiri gândești, știi, ca să atragi. Ați mă gândesc, apropo, să mă gândesc la aspectul ăsta. Merci că ai venit. Merci pentru invitație. Partener general OTP Bank.